Atunci au găsit capacitatea, puterea să facă unirea. Nu astăzi ce ne lipsește? Nu ne lipsește nimic. Aveți în fața dumneavoastră Partidul Unității Naționale, care va fi și este responsabil pentru unire. Vă rugăm foarte frumos, susțineți-ne, deci cu noi împreună putem face unirea astăzi și nu într-un veac. Doamne ajută! Doar încercați! Puneți pieptul la unire! Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule Tudor! Acum invităm cu un cuvânt de salut domnul Viorel Burlacu. Vă salut, Hristos a înviat, suntem aici lângă o biserică. Cu cât mai încet o să vorbim noi, unioniștii, cu atât mai tare o să țipe viitorul de lipsa realizării unirii. De aceea noi suntem acei care avem nervii deschiși și mergem printre oameni, chiar și aici la Ieloveni, ca să ne deșteptăm conștiința, conștiința în sensul că noi, cetățenii simpli și mai compuși, trebuie să ne dăm seama de necesitatea unirii. Că e numai spre bine. Deci acest lucru este, acest pas este numai spre binele fiecăruia dintre noi, independent de ce apartenență etnică avem. Că noi nu ne-am ales apartenența etnică, suntem ruși, evrei, găgăuzi sau români. Important să avem un trai mai decent și să putem schița un zâmbet mai firesc pe față. Eu, că sunt din domeniul culturii și din domeniul familiei, adică ca în familie, eu am trecut foarte greu și trec foarte greu activitățile, prin activitățile astea ale noastre. Și vă spun deschis, trăiesc din banii, din onorariile pe dreptul de autor, care vin tot din România. Alocațiile pentru copii nu le-am luat, numai de rușine, față de statul român. Dar știu precis că cetățenii români din Republica Moldova toți profită de acest bun, de acest privilegiu. Tot așa și cu bursele, tot așa și cu altceva. Nu știu. Noi sperăm să vă trezim, pentru că de viața copiilor noștri de mâine depinde de pașii noștri de azi. Dumnezeu să ne ajute și așa, când zic asta, chiar o zic cu profunzimea rădăcinilor noastre, adică bâneilor noștri, care au trecut prin foarte mare greu. Eu vreau ca noi să nu mai trecem prin greu. Celor care au fost duși în Siberia, care au fost monitorizați toată viața. Vreau ca să fim un neam unit. Neam unit. Partidul Unității Naționale, acolo unde suntem toți aici și am venit în soare pentru sufletele dumneavoastră, știe și are toate mecanismele ca să realizeze reintegrarea Republicii Moldova cu România. Adică pe cale democratică, normal, spre beneficiul tuturor cetățenilor. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim frumos, domnul Viorel, așa să fie. Acum cu un cuvânt despre programul electoral și programul Partidului Unității Naționale, invităm domnul Octavian Țicu. Prieteni, primul rând, să vă vorbesc un pic despre candidații noștri, pentru că fața pe care o prezintă actualmente Partidul Unității Naționale este fața luminată a unionismului. Sunt personalități care s-au afirmat în tot spațiul românesc și care s-au alăturat platformei unioniste a Partidului Unității Naționale. Sunt oameni care vin din mediul academic, care vin din mediul societății civile, care vin ca mari sportivi, fermieri, economiști, oameni consacrați domeniilor în care au activat, pedagogi, medici și toți cei care am considerat împreună că sunt în măsură
să ofere o alternativă cetățenilor Republicii Moldova pentru viitor. Am declarat în mai multe circunstanțe că unica cale pe care Republica Moldova o are în dorința ei de prosperitate, securitate și bunăstare este reîntregirea cu România și acest lucru este un drept istoric și etnic pe care îl avem, este un drept prin prisma votului sfatului țării din 1918 și prin prisma declarației de independență care punctează explicit aceste momente și care ne dă acest drept juridic, istoric, etnic, lingvistic, cultural de a ne regăsi alături cu restul românilor în Uniunea Europeană și în NATO. Dar dincolo de asta, proiectul Unității Naționale, pentru că avem un proiect de guvernare pe care ne-l asumăm, este un proiect, o țară reîntregită și respectată, axată pe 10 puncte și această programă pe care noi o inițiem are ca idei fixe constituirea unui minister al românilor de pretutindeni, un minister care să pornească reîntregirea, un minister al reunirii cu România, care să pornească procesul de unificare a infrastructurii, a sistemului educațional, de cultură, de cercetare, de tineret, a sistemului de securitate și apărare, a sistemului de ordine legală, a sistemului de justiție, pentru că fără implicarea României nu vom reuși să combatem corupția și hoția, a unor instrumente viabile prin intermediul cărora vom putea soluționa problema transnistreană, pentru că asta poate fi realizată în doi pași, prin reîntregirea Republicii Moldova și prin implicarea plenară a României ca membru NATO și Uniunea Europeană în soluționarea acestei probleme. Desigur că cel mai important aspect în beneficiu tuturor cetățenilor Republicii Moldova este aspectul de uniformizare a sistemului de salarii și asistență socială. Gândiți-vă doar, actualmente în România pensia minimă este de 4.000 de lei, salariul minim pe economie de 10.000 de lei, iar indemnizația unică pentru copii de 1.500 lunar până la 18 ani, așa cum spunea maestru Viorel Burlac. Și aceste chestiuni dincolo de cetățenia română pe care nu vom fi nevoiți să o așteptăm atâta timp, dincolo de frontiera care nu va mai exista și care în fiecare an ne pune și în fiecare zi ne pune într-o stare de umilință și de disperare în condițiile în care trebuie să trecem prutul, toate împreună sunt la îndemâna noastră într-un mandat de deputat și vor fi coordonate într-un singur proiect de lege pe care noi îl vom iniția în Parlamentul Republicii Moldova. Uitați-vă la lista noastră, uitați-vă la oamenii de alături, avem o proporție echilibrată între bărbați și doamne, avem o proporție echilibrată între tineret și cei cu experiență, chiar dacă toți suntem tineri, aproape 30% din membrii din candidații Partidului Unității Naționale sunt tineri. Și acum am să-i ofer cuvântul reprezentantului Partidului Unității Naționale, președintelui Organizației Teritoriale Ialoveni, consilier raional, domnul Valeriu Saia Sus, care este răzănean, profesor universitar, doctor în științe sociologice, președinte, fost președinte al Comisiei Prezidențiale pentru Populație și Demografie, care ne va vorbi și ne va spune viziunile sale asupra acestei campanii, asupra programului și asupra viitorului pentru Ialoveni. Domn profesor, vă rog. Stimați compatrioți, suntem la latitudinea orașului Ialoveni, suntem pe pământurile care întotdeauna ideea unirii a fost vie, indiferent de restriștele timpurilor. Totodată vreau să vă spun că ideea unirii ne stă în față, avem crucea creștină în spate, așa să ne ajute Dumnezeu. Un recital, domnul Viorel Burlaco, maestre. Doamne, nu uita de noi, suntem sărmani de voi. Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem sărmani plini de amar, prânzul nostru-i la hotar.
Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem sărmani plini de amar, dânsul nostru-i la hotar. Doamne, ocrotește-i pe români. Săracă țară bogată, mult ai trăit supărată. Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-a umplut amarul crud, dânsul nostru-i peste prut. Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-a umplut amarul crud, dânsul nostru-i peste prut. Doamne, ocrotește-i pe români. A sosit ziua dreptății, ziua sfântă libertății. Tot românul veselește, România bine. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Moldoveanul și munteanul sunt frați buni cu ardeleanul. Trei români plini de putere, că românul veci nu piere. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Ai români, lumea ne vede, România noi se-ncrede, că de-acum românul lume va fi vrednic de-al său nume. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Numărul 10, Partidul Unității Naționale, punem un singur vot unionist.